suntem în casa aceasta la bucurie și la sărbătoare, pentru că știm că vrei să dai binecuvântare. Am venit și suntem martori lucrării tale, Doamne, pentru că Tu ai adus pe lume pe micuța Rahela, Doamne, și ai dat viață dintr-un ghemotoc ca să se facă om. Tu ai făcut lucrul acesta și l-ai făcut frumos. Tu ai făcut ca să mislirea să fie posibilă și lucrarea Ta ca să se arate, pentru că rodul pântecelui este răsplată dată de Tine și noi vrem să-Ți mulțumim pentru această răsplată dată familiei. Te binecuvintăm din casa aceasta. Amin. Să cerem mai departe prezența Ta, Doamne. Vrem să chemăm prezența Ta peste micuța Rahela. Amin. Și am vrea să Te rugăm să o binecuvintezi. Amin. Ea este în brațele mele, dar Te rugăm să o iei în brațul Tău, Doamne. Doamne, părinții vor purta-o mereu în brațele lor, Doamne, dar noi vrem să Te rugăm să o iei în brațul Tău pentru toată viața Ta, Doamne. Că viața este lungă și plină de probleme. Cerem binecuvântarea Ta și prezența Ta, Doamne. Dacă s-o fi născut cu vreo meteahnă, cu vreo problemă, cu vreo durere sau cu vreo boală din locul locuinței Tale, Te rugăm, dă-i vindecare. Amin. Este copil din copiii Tăi, Doamne, amin, peste care cerem prezența și numele Tău în ziua de astăzi și Te rugăm să o binecuvintezi, amin, Doamne. Nu-ți poruncim, Doamne, dar Te rugăm, dă binecuvântare. Amin. Este numele Tău pus peste copiii Tăi, Doamne, și acolo unde este pus numele Tău cu credință, Doamne, urmează binecuvântarea, Doamne. Dar Te rugăm să o ții în brațul Tău, Doamne, în ascultare de Tine, Doamne, să fii ascultătoare de părință, Doamne, să fii ascultătoare de cuvântul Tău și de Tine și să fie un copil al Tău în casa Ta, Doamne. Pentru aceasta ne rugăm în ziua de astăzi.